relația aceasta s-a întropit firește după 1990 și toate interviurile pe care sunt pe aceste două CD-uri sunt înregistrate la Alexandru Paleologu acasă, adică în casa dumneavoastră, în casa unde este astăzi Fundația Paleologu, Casa Paleologu. Și mi-aș dori ca cei care ascultă aceste CD-uri să aibă măcar un sfert din, să reprezinte pentru ei măcar un sfert din bucuria pe care am avut-o eu când am făcut aceste înregistrări. Pentru că eram în primii mei ani de radio și al avea invitat într-o emisiune radio pe Alexandru Paleologu însemna foarte, foarte mult. Iertați-mă că vă mai întrerup, că Monica Lovinescu spunea un lucru care poate e adevărat, poate e confirmat sau nu, că tata era foarte comod ca partener de dialog. Monica Lovinescu spunea, îi pui un microfon în față și tu poți să-ți vezi ale tale. Nu mai e nevoie de nimic altceva, că cum vede un microfon, vorbește liber, foarte bine. Era și experiența dumneavoastră? Da, nu, are perfect dreptate Monica Lovinescu, cum îi punea un microfon, vorbeam, erau probleme de genul acesta, dar era, eu aveam 20 de ani atunci, 20 ceva de ani și să fii în prezența unui astfel de om, unui astfel de scriitor, era, nici nu era nevoie să îi pui întrebări, că oricum avea emoții. Da, și sunt aici pe aceste două CD-uri, pe unul dintre ele sunt evocări ale scriitorilor pe care i-a cunoscut Paleologu și era efectiv o mină de aur Alexandru Paleologu, fusese prieten cu foarte mulți scriitori, iar pe celălalt CD sunt câteva interviuri pe care le-am făcut cu el, de interviuri de personalitate, să spun așa, interviuri în care își povestește viața, în care își povestește cărțile, experiența detenției. Pe ce perioadă se întind interviurile? Se întind de prin 1992-93 până cam un an înaintea morții. Sunt și unele mai târzii. Da, sunt și mai târzii. Ah. Iar în interviurile despre personalități, fac parte dintr-un interviu de mai mare sau nu, sunt bucăți sau cum e? Da, făceam o emisiune pe vremea aceea la radio care se numea Potrute și evocări literare și emisiunea de 30 de minute era consacrată unui anume scriitor și era compusă din amintirile altor prieteni, scriitori, rude care au cunoscut personalitatea respectivă. Acum, dintre personalitățile evocate aici, iertați-mă că iau puțin CD-ul, unii erau prieteni foarte, foarte apropiați, cum este evident Steinhardt, Noica, Al George, Teodor Enescu, criticul de artă și istoricul de artă, George Oprescu, care a contat foarte mult în existența tatălui meu și despre care o să mai spun câteva cuvinte, evident Alice Voinescu, dar Tudor Arghezi nu e un apropiat, adică să nu e pe același plan. La fel, Marin Preda într-un fel a fost un prieten, dar zic doar într-un fel, pentru că era mai mult o relație de foarte mare respect reciproc, au lucrat împreună, dar mă rog, nu erau intimi, da? nu era ca o relație cu, precum cea cu Al George sau cu Teodor Enescu, adică cu Teodor Enescu și cu Sergiu Al George beau împreună mult, da? Erau prieteni și mă rog, foarte apropiați și chiar aveau ei poveștile lor la Dobrogeanu, la 2 mai odată, au părut nu știu cât, da? Și rămăsese cumva așa o legendă. Cu Marin Preda nu e tipul ăsta de relație. Marin Preda a fost șef. Da, a fost, era directorul Cartea editurii Cartea Românească
Și de altfel, există un text al tatălui meu foarte frumos despre Marin Preda, care însă n-a fost publicat într-un volum și asta va trebui să remediem, da? Va trebui să mai adunăm și câteva alte texte de ale tatălui meu care n-au apărut în volum. Și eu m-am mirat când am reconstituit acum aceste înregistrări, le-am reascultat, m-am mirat că am făcut o înregistrare cu Alexandru Paleologu despre Marin Preda și că am găsit și o înregistrare despre Arghezi. Uh-huh. Da. Și asta, cum să zic, arată disponibilitatea lui de a vorbi despre oamenii pe care i-a cunoscut mai mult sau mai puțin și pe care i-a prețuit pe unii dintre ei foarte mult. O să profit de faptul că l-am evocat pe George Oprescu pentru a face o tranziție și anume, dacă